mă simt entuziasmată să fiu aici și aștept doar lucruri bune și să ofer lucruri bune, bineînțeles. Andreea Prisăcariu este cel mai nou transfer al secției de tenis de câmp a clubului Steaua. În vârstă de 24 de ani, Andreea a venit cu mult entuziasm în Ghencea și este încântată că poate îmbrăca echipamentul roșu-albastru. Eu zic că arăt fashion și chiar mă prind bine culorile. V-am zis, din punctul ăsta de vedere, roșu-albaștrii au o istorie importantă în sportul românesc. Toată lumea știe asta, nu are cine să spună altceva. Și prin simplu fapt că sunt aici și am luat-o de la zero cu noua echipă și cu noua antrenoare, pentru mine înseamnă foarte mult. Te-am văzut recent pe stadion la meciul Stelei. Cum te-ai simțit în Ghencea? Bine, bine. A fost pentru prima oară când am venit în Ghencea, sunt sinceră. A fost așa o adaptare pentru mine, dar suporterii chiar foarte, foarte ok. Ți-ar plăcea să vezi un meci alături de băieții din Peluza Sud? Bineînțeles, și am și spus chestia asta deja. M-am stabilit cu niște grupări de acolo și mi-au promis că o să aibă grijă de mine și o să merg. Componenta lotului României în meciul de Fed Cup împotriva Poloniei în urmă cu 2 ani, Andreea Prisăcariu se pregătește la Steaua cu antrenoarea Raluca Joițoiu. Este foarte dedicată și este pasionată de ceea ce face, este talentată, a fost tot timpul în primele jucătoare ale țării noastre. Nu știu ce să spun, are foarte multe aturi ca și stil de joc, poate să fie foarte versatilă, are o comunicare foarte bună cu mine, este foarte docilă, chiar dacă nu pare, ascultă și asta este cel mai important pentru că are foarte multă încredere în mine. Una dintre cele mai talentate jucătoare de tenis de câmp din actuala generație, Andreea speră să ajungă în cel mai scurt timp pe tabloul principal al unui turneu de Grand Slam. Forța Steaua!